La jumătatea lunii mai a acestui an, RomGaz prezenta la CEA Rosetti cel mai mare zăcământ de gaze naturale descoperit în țara noastră în ultimii 30 de ani. O investiție inițială de 40 de milioane de euro. A fost un eveniment la care au participat Sorin Grindeanu, premier la acea dată, și actualul șef al guvernului Mihai Tudose, ministru al economiei la acel moment. RomGaz anunță că se vor investi încă 100 de milioane de euro. Săptămâna trecută, autoritățile județene și locale din Buzău și Brăila au avut o discuție cu responsabilii companiei române. Întâlnirea aduce vești bune. În primul rând s-a pus problema că într-un viitor nu prea îndepărtat să se poată realiza o rețea de gaze, deci alimentarea cu gaze naturale în UAT-urile respective. S-a vorbit despre pașii care trebuie făcuți. În primul rând trebuie făcute niște asocieri. Țin să menționez că RomGaz-ul este doar cel care practic pune în evidență zăcământul și îl exploatează, iar cei care se ocupă cu transferul și transportul gazelor sunt cei de la Transgaz. Deci trebuie îmbinate aceste lucruri. Într-un viitor apropiat se vor face niște asociații ca să fie posibilitatea ca, așa cum spuneam, să primească gaz natural și comunitățile respective. Compania Română de Producție și Exploatare a Gazelor Naturale va investi în noi sonde, conducte de aducțiune și colectoare. De asemenea, vor fi redistribuiri de personal, dar și angajări de personal de ordinul sutelor. Eu cred că ar fi un lucru important. De ce? Că cu această ocazie și zonele respective se pot dezvolta. Eu știu, pot veni agenți economici de la, chiar și în agricultură, de la ferme, eu știu, de animale, eu știu, silozuri și așa mai departe, care ar avea nevoie de gaze și cu această ocazie se pot crea și locuri de muncă și plus valoare și așa mai departe. S-au luat în discuție unele probleme legislative, vom face demersurile necesare către Parlament și Guvernul României împreună cu RomGaz-ul și UAT-urile respective și Consiliile Județene Buzău și Brăila. În plus, RomGaz și-a arătat disponibilitatea de a aloca sume de bani pentru dezvoltarea vieții sociale a comunităților de pe raza zonei de exploatare a gazelor naturale. Știți că există și în legislație ca cei care operează, fac asemenea lucrări, să poată să facă anumite, să spunem, servicii în folosul comunității. Deci pot veni din profiturile pe care le fac domniile lor, să poată să ajute o școală, să poată să ajute o grădiniță, să poată ajuta un dispensar medical și mai departe. Cei de la RomGaz au avut această disponibilitate și în viitorul apropiat, în funcție de nevoile pe care le are fiecare comunitate, vor lua legătura cu primarii din zonă și se vor implica și în viața socială, să spunem, a comunităților respective. Eu cred un lucru benefic. Pe de altă parte, odată cu demersurile făcute pentru clarificarea legislației actuale, RomGaz, autoritățile județene și primăriile din zona de interes, tot prin intermediul asociațiilor formate, vor realiza drumurile de acces și refacerea infrastructurii către punctele de exploatare. Încercăm să sensibilizăm și cu siguranță se va întâmpla acest lucru, să facă unele modificări legislative, pentru că sunt probleme cu infrastructura rutieră. Există un vid legislativ unde practic face aproape imposibil ca cel care face aceste lucrări, mă refer în special aici la RomGaz-ul, deci constructorul respectiv, să poată interveni ca starea drumurilor pe care ei le folosesc sau pe care le fac către investițiile respective să le aducă la forma inițială. Beneficiarii proiectelor de dezvoltare ar urma să fie sătenii din comunele Cea Rosetti, Cilibia și din localitățile limitrofe.